Și salutare tuturor și bine v-am găsit. Acest video este un fel de guide la Monster Hunter 2012. Ia să vedem dacă reușește Florian. Așa, astăzi o să vă prezentăm cei care au Monster Hunter 2012 cum să faceți să intrați, să zicem, cât de cât în mapa Velocity. Uitați, nu puteți să intrăm. E blocat, nu avem Velocity-ul. Să vă arătăm. Ce încerc eu primul? Nu, încerc eu ca să și vadă lumea. Păi da, dacă până când încerci tu, poate intru eu acolo. Și mă vezi pe mine acolo. Am intrat. Doamnelor și domnilor, sunt aici. A, uitați-l acolo. După cum vedeți, eu și sunt poate și poate să se ducă în mapa de Velocity, dar din păcate nu prea mult. Nu prea mult, decât cum vedeți tunelul ăsta, când se încheie tunelul cam pe acolo. Adrian, încearcă tu acum. Ok. Încearcă tu să intri aici. Stai că încep de aici. Da, știi ce trebuie să faci, nu? Da. Deci, zine Floriane, cum ai reușit? Deci, când vă bușiți în acest zid, invizibil, numai X-uri. Invisible. Așa. După ce v-ați bușit, apăsați space, țineți apăsat space și cu săgeată jos. Sau dacă folosiți WASD, adică S. Ce ai încercat și cu S? Nu, dar... Dumnezeu! Pentru cei care folosesc WASD. Și încearcă iar. Da. Adrian încearcă să intri în mijloc. Luat. Să vedem. Mai încercăm o dată. Este să-mi schimb mașina aici. Să ne poate mă ține. Nu prea e cum, cred că o să te spawneze în partea cealaltă. Bă, nu. Mă țin. Hai să încerc. Ia, cum încearcă să te duci. Nu mă scoatem, bă, am scos acum. Mm. Da. E, măcar știu că merge. Poți să schimbi mașina acolo, poți să faci faze, amuzant. Da, na, asta e. Poți să răzi pe cineva să zici că ai DLC-ul. Da, nu mai merge. Da, deci mi-a reușit prima și prima dată și nu știu de ce nu mai funcționează. Mai încerc eu de două ori. Ia. Măcar știu că nu merge. Da, poate din cauza că filmez. Da. No. Nu merge. Tu vezi cu ce sunt ca să fiu sigur că intru tare. Da, ca să fiu sigur că intru tare. Doi cu Lamborghini Aventador, încercăm ca să intrăm în Velocity. Da, care două Lamborghini? Aghera. No comment. No comment, să mură de nimic că nu te-am atins. Acum ține. Țin coile în mână. Da, las. Du-te, tată. Da. Deci am mers de două ori. De trei ori pentru mine. Nu mă, din ce am filmat. Lol. Trebuie să vezi cum te-am văzut eu când ai intrat în peretele ăla. vedeai cum făcea mașința sandwich? Unt. Dumnezeu. Hai că încerc acum. Mersi. Fără mine. Nu reușai. Hai, mi-e vin odată, vine și tu. Dumnezeu, ia să intru acolo în colț. Încercă. Eu știu că merge în mijloc și în colțuri. Na, și după cum vedeți, ce mișto e să mergi.
cu E-ul apăsat. Cu cinematic, așa, știi? Așa, ce-i cu mine? După cum vedeți că Adrian este level 31, iar eu sunt level 30. Adrian este 71, ce scuze. 31! Da. Mă, eu tu-mi dai level decreased. Da. El are level 71, iar eu am maxim, level 30. Level maxim. Da. Eu am jucat doar 2 zile și am făcut level 30. Deci nu este mare greutate. Pe single player eu am cu emisega Gera Airflow upgradate. Și Bugatti Veyron la fel. Și am văzut cum ai luat. Și ține apăsat repede. Eu de nu ține apăsat. Da. Adriane, știi ce faci? Înainte să te izbești, atunci apeși space și cu ăla. Încearcă așa. Păi să oprești de mașina și nu mai are viteză mare. Ba nu, băi, înainte, chiar înainte să te izbești. Chiar înainte. Hai dă-mi un adoptirul mini. Lol. Ce vezi, mă, cu mini? Cine sunt eu? A? Mașină box? Sac de box sau ce sunt? Și acum vezi că nu merge cu mașina asta. Și acum vezi că merge numai cu Lamborghini Aventador. Bine. Bine. Și bine. Și acum ține apăsat. Aleu. Lol. Aleu, da. Stai să viața și morții. Hello. Ești. Da, iar license plate-ul lui este PH97 FUM, iar la mine este PH98 FUM. PH Prahova 97 și FUM, că îi las pe toți în FUM. Da, și eu te las puțin în FUM, iar. Da, să mă anunți ziua. Ziua? Dar nu vrei peste 3 zile. Aleu! Idei. Da, deci nu știu ce are. Adrian, ia bagă-te, stai acolo, stai lângă perete. Mijloc. Just for fun. Da, just for fun, hai. Just for fun era să iau. Hai de mine, stai că e tirul în mijloc. Oh. Afiș pe perete, nene. Și ține apăsat și tu. Aha. Prea târziu. Mai încercăm o dată. Te-am făcut afiș, mă. Zici că era Brazers. E, bă, Brazers, bă. Pornostarul mică, te. Da, zici că era Brawlers. Da, stai. Din prototype, zic, ți-a dat un pumn în gură, te-a dus. Prete, bă! Oh, ce-mi place să fac asta. Ce mișto se vede. Așa, nu contează. Ok. Adrian, încearcă tu ultima dată. Nu, dar nu face cu viteză mare. Stai, uite, cam mai dă-mi în spate. Mergi dar cu alea, viteză mare și du-te drept înainte. Și încerc și dau eu în tine. De ce dai cu spatele? De ce? Îmi place să dau și cu spatele. Iau de acolo, măcar. Da. Da. Ei, măcar ați văzut un exemplar. Da, un exemplu la el, că mie mi-a reușit o singură dată. Și acum vezi, după ce ai închis filmarea, ți iese. Păi asta e, dacă reușesc după filmare, o să dau cut și o să pun. Ok, cam atât a fost, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați like pentru acest lucru, cred că o să mai găsim ceva buguri. Așa. Adriane, terminate? Da. Ok. Spune salut. Salut. Ok, ciao. Pa. Ciao.